Ileana Sterp, de altfel, foarte sinceră în declarațiile pe care le face în fața camerelor și mai ales în vlogurile pe care le realizează alături de familia ei, a vorbit și despre relația pe care o are în prezent cu iubita lui Culiță Sterp. Dacă la început erau nedespărțite, cele două născând aproape în același timp, iată că acum lucrurile s-au răcit drastic între ele, iar sora lui Culiță Sterp a făcut și primele declarații în acest sens. Într-adevăr, nu mai suntem la fel de apropiate una de alta. Avem priorități, treburi fiecare. Nu mai suntem ca în tinerețe când aveam timp și chef de tot felul de activități. Noi am fost mereu sincere una cu cealaltă și de aici au mai apărut discuții, însă nimic grav. A dezvăluit Ileana Sterp. De ziua ei, Ileana Sterp i-a făcut și o urare logodnicei lui Culiță Sterp pe care a încheiat-o cu un "Te iubesc". La rândul ei, iubita lui Culiță a făcut și a declarații despre relația pe care o are cu familia lui, spunând că nu există o legătură perfectă între ei, în fiecare familie apărând mereu discuții și este normal acest lucru. O să discut un pic despre relația mea cu familia lui Culiță. Noi nu am avut niciodată o relație foarte apropiată și perfectă. Dacă ar fi să vă întreb acum pe voi, câți dintre voi aveți o relație perfectă, nu doar cu familia partenerului, ci și cu familia voastră? Cred că nu mi-ar spune nimeni și nu ar ridica nimeni mâna să spună, da, eu nu m-am certat niciodată, nu am avut divergențe,